Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Salut, my friend, eu sunt Flash și în acest episod o să fac ceva diferit ce n-am mai făcut până acum aici pe canal, dacă nu mă înșel, ci doar pe pagina de Facebook. Și anume, am o provocare aici, un challenge de fapt, la Arms Race, la operațiunea Riptide. Și anume, trebuie să ajungem la Knife Level, după cum vedeți în partea stânga a ecranului. Și acum sunt High Value Target sau ceva de genul ăsta. Uai! Asta zic, m-a friendos. Și trebuie să ajungem la Knife Level. Ok, avem un kill. Mamă, dar o să fie easy, că suntem versus boți, cum ar veni. O să fie mega easy, cred. Dar vreau să o facem, vreau să ajungem la Knife Level, my friendos. Și vă invit pe Instagram să băgați acolo un follow, un flash cu 0. Mamă, păi it's so easy, gen. It's so easy, cum ar veni. Sunt pe locul 1 aici în server, pe server. Și la Knife Level cred că ajungem și cred că dăm și o lamă mega easy, pentru că sunt mulți boți aici și chiar ar fi fost greuț să ajung la Knife Level. Adică, na, când e multă lume și serverul plin, ți-o iei din toate părțile, efectiv, adică, na. Ia să vedem. Așa, avem MP5. Încerc să fiu cât mai atent, că aș vrea să ajungem cât de repede. Se poate oricum, sunt în față bine, comparativ cu ceilalți jucători de pe server. Mamă. Am și health shot, mamă, și nu mă foloseam de el, nu pot să cred. Hai să mergem. Oh, da, Bot Martin. M-a prins Bot Martin, m-a friendos. Băgați un like la episodul ăsta dacă vreți să mai facem episoade cu misiuni de la de la operațiune. Pentru că o să mai apară ceva misiuni și în săptămânile ce urmează, vă dați seama. Și avem de unde să facem revolver. Asta zic. Mamă, două kill-uri lejer. Hai să-mi bag... am vrut să-mi bag viața, dar n-am putut să-mi bag firar. N-am apucat, că m-au scos. Și devine din ce în ce mai greu. Acum suntem pe Glock, va fi greu să facem kill pe Glock. Dar eu zic că ne descurcăm și apucăm life level-ul. Un kill, blană. Nu mai aveam seringă de viață. Ok. Opa. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Am făcut kill, nu pot să cred, am făcut kill. Ok, și eu am aici. Suntem pe două pistoale acum, mamă, o dăm The Suspect Style, cum ar veni. Ok, s-a făcut și nu l-am văzut de nas pe ăsta, mă, lol. Nu l-am văzut de nas, adică, serios. Aveam un om în bază, din câte văzusem. Dar nu contează, hai să ieșim pe aici prin spate. Mamă, dar trebuie să ocolim o grămadă. Greu versus arme cu pistolul. Foarte, foarte greu. Sincer să fiu. Ok. Nope. Mamă, cum e cu două pistoale. N-am jucat de mult rău de tot. Chiar era om acolo. Ok. Mamă, nu mai înțeleg nimic. Deja cred că începe să se umple serverul. Încep să intre din ce în ce mai mulți playeri. Și vedeți, devine din ce în ce mai complicat. Eu am prins și serverul de la început, cum ar veni, și poate de asta. Am dat două capete și niciun kill n-am făcut. Firar. Cred că de asta am ajuns atât de repede aici, în level. Dar vedeți, cu cât se umple, cu atât devine mai greu. Avem un kill. Și dacă puteam să-mi bag foarte repede headshot-ul, era bine. Pare că nu am headshot acum, nu știu de ce. Să mă ascund un pic aici. Wow. Vedeți că devine greuț. Devine greuț. Ia. Unde o luăm? Încotro. Asta zic. Mamă. No. Mamă, e și mai greu pe shotgun, că trebuie să ajungem să ne batem la close range. Așa?
No, n-a fost să fie. Ah, mamă. Mamă. Vreau să ajungem la lame, ma friendos. Trebuie să ajungem la lame. Nice, n-am făcut eu kill-ul. N-a venit shell chat. Este aici pe straight. Și mă bate seringa. Fii rar. Mamă, până am găsit eu adversarul. Vreau să mă bate el pe mine. No! Mamă, se apropie ceva de mine. Vedeți acolo sus? E la 13 ca și scor. Sunt la 14. Și cred că n-am descoperit poziția ideală pe hartă. Sincer. Cu siguranță trebuia să găsesc eu ceva spot. Asta zic, mă. Mă gândeam că e un spot așa unde dai lamă, unde dai rush și poți să te duci cu un pistol sau cu un shotgun, ceva să faci kill-uri mai rapid. Dar mai leu. Încât în 6 minute nu pot să cred. Am dat lama din prima, my friendos, din prima rundă. Știu că va fi un episod scurt, dar my friendos, sper că v-a plăcut pentru că a fost chiar fun. Nu știu, chiar dacă în prima parte a fost versus boți, am făcut misiunea din prima și a fost chiar fun. Am dat lama din prima, adică nu mai erau atât de mulți boți pe server și toate cele. My friendos, urez o zi cât mai bună în continuare. Dați un follow pe Insta, Flash cu 0. Și eu am fost Flash, ne revedem diseară pe live sau în episodul de mâine de la ora 10 dimineața. V-am pat, pa!